Irinel Columbeanu se află de aproape 2 săptămâni la azil. Fostul milionar a luat decizia de a locui în centrul în care a stat tatăl lui. Ghinioanele, însă, se țin lanț de bărbat. Acum ar putea risca să fie dat afară din azil, deoarece nu dispune de veniturile necesare pentru a plăti serviciile. Despre acest aspect a vorbit Ion Casian, proprietarul căminului din Germănești. În cadrul unui interviu, fostul milionar mărturisea că și-a găsit liniștea la cămin. Totuși, ghinioanele se țin lanț de el, deoarece fostul soț al Monicăi Gabor ar putea risca să fie dat afară din azil. Ultimii ani au fost dificili pentru Irinel Columbeanu. Pe lângă faptul că fostul palat de la Izvorani a fost mistuit de flăcări, bărbatul s-a confruntat cu probleme de sănătate. Are pierderi de memorie, motiv pentru care i-a fost impus un tratament. Acum, însă, riscă să fie dat afară din căminul din Germănești. Despre acest aspect a oferit informații Ion Casian, proprietarul căminului de bătrân. Bărbatul a mărturisit că venitul din care trăiește fostul milionar este foarte mic, aspect care ar putea fi decisiv vis-a-vis de șederea sa în azil. Deși se cunosc de mult timp, proprietarul azilului a mărturisit că îi va lăsa șederea gratuită pentru o lună sau două. El acum trăiește dintr-un venit de nici 20 de milioane, de unde să aibă bani să plătească. Speră să-l ajute prietenii, cei de la televiziune, că el niciodată nu a cerut bani ca să vină în emisiuni și domnul Becali, în ultimă instanță.